România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu feminin de la US Open. Simona Halep a pierdut în runda inaugurală, iar Gabriela Ruse, Sorana Cârstea și Irina Begu au fost eliminate în turul al doilea. Irina Begu a ratat o minge de set în fața chinezoaicei Yu Yuan, iar jucătoarea venită din calificări s-a calificat până la urmă în turul 3 de la US Open 2022 cu scorul 6-3, 7-6. Tot joi, Sorana Cârstea a servit pentru victorie în fața Belindei Benci, favorită numărul 13, dar a pierdut în 3 seturi scor 3-6, 7-5, 6-2. Irina Begu și chinezoaica Yuan Yue au oferit un meci palpitant și încrâncenat pe terenul 11 din complexul Billie Jean King în turul 2 de la US Open 2022. Partida a fost istovitoare și a durat 112 minute. Sorana Cârstea a fost învinsă de elvețianca Belinda Bencic cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2 în runda a doua a turneului US Open 2022, acesta fiind ultimul de Grand Slam al acestui an. Sorana Cârstea, de 32 de ani, locul 37 WTA, a fost învinsă după o partidă care a durat 2 ore și 27 de minute de campioana olimpică în titră. Am condus cu set și 5-3, set și 5-4 plus serviciul. Acolo cred că s-a jucat meciul la 5-4. 40 egal când am făcut o dublă greșeală după un punct în care ea a fost mai agresivă, iar de acolo s-a schimbat dinamica, ea a prins încredere, iar eu am făcut un pas în spate. O înfrângere frustrantă pentru că am avut meciul în mână, însă acesta este tenisul. Se întâmplă. Sunt meciuri pe care le pierzi după ce conduci toată partida, iar altele pe care reușești să le întorci. Azi, din păcate, a fost partea mai puțin bună. Asta este, a jucat mult mai bine decât mine în setul 3, a spus Sorana Cârstea despre meciul cu Belinda Bencic. România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu feminin de la US Open. Simona Halep și Jacqueline Cristian au pierdut în runda inaugurală, iar Gabriela Ruse, Sorana Cârstea și Irina Begu au fost eliminate în turul al doilea. Pentru prezența în turul 2 de la Flushing Meadows, Sorana Cârstea și Irina Begu vor primi câte un cec în valoare de $121.000 și câte 70 de puncte în clasamentul WTA. În turul următor, Belinda Bencic se va duela cu învingătoarea partidă dintre cehoaicele Carolina Pliskova, favorită 22, și Marie Buskova, 41 WTA, iar Yue Yuan o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, favorită numărul 8. US Open se desfășoară în perioada 29 august-11 septembrie 2022.